Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre triunghiul dreptunghic, aplicații, matematică, clasa a 6. Să ne readucem aminte. Definiție. Un triunghi care are un unghi drept, adică măsura acestuia este de 90 de grade, se numește triunghi dreptunghic. În figura de mai jos, triunghiul ABC este dreptunghic, având măsura unghiului A egală cu 90 de grade. Câteva aplicații referitoare la triunghiul dreptunghic. 1. Într-un triunghi dreptunghic, A mare, B mare, C mare, având măsura unghiului A egală cu 90 de grade, știm că măsura unghiului B este de 23 de grade. Determinați măsura unghiului C. Rezolvare. Cunoaștem că în orice triunghi dreptunghic, unghiurile ascuțite sunt complementare. Și atunci obținem relația măsura unghiului B plus măsura unghiului C egal cu 90 de grade. Din ipoteză avem însă că măsura unghiului B este de 23 de grade. În acest caz obținem relația 23 de grade plus măsura unghiului C egal cu 90 de grade. De aici obținem că măsura unghiului C este diferența dintre 90 de grade și 23 de grade, adică măsura unghiului C este de 67 de grade. A doua aplicație se consideră triunghiul A mare, B mare, C mare, dreptunghic în unghiul A mare. Determinați x știind că măsurile unghiurilor triunghiului dreptunghic verifică relațiile. Măsura unghiului B este x plus 36 de grade, iar măsura unghiului C este 2 ori x. Rezolvare. În imagine am reprezentat triunghiul A mare, B mare, C mare, unghiul de 90 de grade în vârful A mare, apoi am redactat ipoteza problemei și anume că măsura unghiului B este x plus 36 de grade pe figură, respectiv măsura unghiului C din ipoteză este 2 ori x. Din faptul că unghiurile ascuțite ale oricărui triunghi dreptunghic sunt complementare, obținem relația măsura unghiului B plus măsura unghiului C egal cu 90 de grade. Folosind ipoteza, găsim 90 de grade egal x plus 36 de grade plus 2 ori x. În concluzie, 3 ori x plus 36 de grade egal 90 de grade, de unde 3 ori x ne va da 90 de grade minus 36 de grade, adică 3 ori x egal cu 54 de grade. Asta înseamnă că x este 54 de grade împărțit la 3, adică valoarea lui x este de 18 grade. Cea de-a treia aplicație se consideră triunghiul A mare, B mare, C mare, dreptunghic în A mare. Determinați lungimea laturii AB dacă se cunosc BC egal cu 20 de centimetri și măsura unghiului C egal cu 30 de grade. Rezolvare. Din teorema unghiului de 30 de grade, aplicată într-un triunghi dreptunghic, deducem relația AB egal 1 pe 2 BC. În figură am reprezentat triunghiul ABC având unghiul de 90 de grade în vârful A mare. Ipotenuza BC din ipoteza problemei având lungimea de 20 de centimetri și măsura unghiului C fiind de 30 de grade.
conform teoremei unghiului de 30 de grade din triunghiul dreptunghic ABC, lungimea catetei AB, care se opune unghiului de 30 de grade, este jumătate din lungimea ipotenuzei. Din ipoteză avem că BC, ipotenuza triunghiului nostru dreptunghic, are lungimea egală cu 20 de centimetri. De aici deducem că AB, cateta AB, este egală cu 1 pe 2 din lungimea ipotenuzei BC, adică 1 pe 2 ori 20 de centimetri, adică AB egal cu 10 centimetri. Astfel, problema a fost soluționată. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!